Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Viciul slavei deșarte bate în primul rând la porțile celor care au responsabilități, la porțile sufletelor care se bucură de bogățiile acestei lumi și bate atât de puternic încât aceștia îl primesc cu bucurie, ajungând să trăiască o viață dublă, o viață mascată de prefecătorie. Ei una pozează în fața oamenilor și altceva sunt în spatele chipului, spunea Ion Turner. Ipocrizia este o boală cumplită. Ea secătuiește sufletul de vlagă și îl predispune la acte dintre cele mai reprobabile. Adesea, ipocrizia are în spate o doză consistentă de mândrie. Este vorba de acea infatuare, mai mult sau mai puțin camuflată, dar care deformează profund cel mai nobil caracter. Este un viciu nevăzut, dar extrem de puternic, o ispită care ne poate duce în ridicol. De aceea, apostolul Pavel ne invita să avem simțăminte cumpătate față de noi înșine și să nu ne luăm prea în serios când e vorba de propria noastră imagine. Mai mult, să învățăm de la Domnul Hristos care, deși avea merite dumnezeiești, a rămas în ascultare și umilință de-a lungul întregii sale misiuni pământești. Înarmați cu asemenea exemple, să ne cultivăm un caracter nobil, să învingem ispita slabei deșarte și să trăim un deplin acord între exterior și interior, între ceea ce spunem și ceea ce facem.